ASIA Târgu Mureș se deplasează la Severin pentru primul meci din returul play-off-ului Ligii 1 de fotbal. Înaintea disputei de la Severin, ASEA ocupă locul 6 cu 21 de puncte, iar Pandurii locul 4 la 9 lungimi distanță. ASEA Târgu Mureș dispută un nou meci în deplasare din play-off-ul Ligii 1. După înfrângerea suferită în ultima etapă a turului din play-off împotriva Stelei, elevii lui George Ciorceri întâlnesc la Severin Pandurii, ocupanta locului 4. Precedentul meci dintre cele două echipe a fost plin de evenimente neplăcute. Centralul de atunci a acordat numai puțin de 4 cartonașe roșii jucătorilor de la ASEA și alte 16 galbene. Partida dintre Pandurii și ASEA va avea loc luni, 11 aprilie, de la ora 20:30. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!